Ziua. Bună ziua! Ia să văd eu la față doamna și ei glumeață și tare, tare veselă. Și să vadă toată lumea asta. Cu plăcere mare, ce dispoziție ați făcut azi noastră, mie. Eu vreau să vă mai, recit odată, dar așa de pe viu, știți? Că vreau să vă văd și emoția. Așa. Ascultați-mă, lecțic. Noi cu mama noastră niciodată nu ne pierdem. Este veselă, șotioasă, așa mereu să te vedem. Glumele la rândul zilei, hohote de râs prin casă. Tu ești mama care știe să ne faci viața frumoasă. Dispoziția la maxim, muzica răsună tare. Nu te doare burta, mamă, de la cât ai râs matale. Dimineața te rugăm măcar 5 minute liniștit să dormim. Nu era posibil. Deșteptarea ne erai, nu-ți mai trebuie alarmă. Tu un pic ne gâdileai și fuguța toți la școală. Și acum când separați am plecat toți cu familii, tu ne chemi la o cafea, deșteptarea ține bine. Ești mereu în pas cu moda. Ia că o zis că să nu plângi, dar tot plângi. Eu am spus, eu și pe cei mai veseli și comici oamenii fac să plângă. Ești mereu în pas cu moda, stai, nu-i tot. Vrei cochet să ne fii? Ba cosmetică, ba pudră împrumuți și țigănești la copchei. E drept? Ai noroc, trăim aproape și ne știi când ne trezim. Nouă tot bine ne pare pe la mama să venim. Pentru nepoței Avica, pentru fiice ești mămica, pentru gineri mama Aurica și nu-ți mai trebuie nimica. Mari bogății ai, o familie unită. Te iubim, mămic, hăi, te pupăm, fii fericită! Așa, dați să vă spun numele, că trebuie să trec toate numele ca să supere cineva. Felicitarea vine din partea fiicelor Natalia și Cristina, ginerii Andrei și Sandrino, corect, așa? Soțul Constantin, nepoței Roman, Constantin și Taisia. Doamna Aurica, eu ne-a spus că sunteți glumeață, dar de fapt știți să voi dumneavoastră și eu am glumele mele și eu tot sunt glumeață. Dar și stare sensibilă. Și eu știu că oamenii ăștia care sunt așa pozitivi, oricum au și o sensibilitate aparte. Corect? Am dreptate. Stați să vă dau mai tare că nu se aude așa bine. Și vreau să vă cânt, doamna Aurica, și o melodie la mulți ani trăiască pentru dumneavoastră. A doua tinerețe a început și sunteți frumoase așa cum voi descris fetele. Sunteți în genere în pas cu moda, chiar sunteți frumoasă, arătați tare bine. Eu, poate va veni ocazia și vom sta împreună la o cafea. A doua tinerețe a început, anii nici nu știu când au trecut. Multe primăveri s-au dus, multe lacrimi bucurii s-au scurs. A doua tinerețe a început, 16 ieri eu am avut. Am iubit ce mi-a fost drag în viață, anii trei cum treci un tren prin ceață. Am iubit ce mi-a fost drag în viață, anii trei cum treci un tren prin ceață. O înțelegere cu anii am să fac, am să-i trăiesc iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi dea un răgaz, când sufletul meu tânăr am rămas. E ca așa să rămâne stădeauna, m-ați înțeles? Și să știți că e foarte frumos când copiii vă sunt aproape și vă puteți vedea. Și niciodată să nu vă certați. A doua tinerețe a început, totul pare ca la început. Dar când mă strigă fiul meu cu drag, fie fetele mele cu drag, așa? Și ginerii cu drag. Ia ca fetele v-au adus fii în casă, vedeți? Am iubit ce mi-a fost drag în viață,
Anii trec, cum treci un tren prin ceață. O înțelegere cu anii am să fac. Am să-i trăiesc, trăiesc iubind cu mare drag. Dar cum să-i rog să-mi dea un răgaz? În sufletul meu tânără și frumoasă am rămas. Doamna Aurica! Mulțumesc frumos! Dacă aveți ceva să le transmiteți copiilor. Vreau să le spun copiilor că îi iubesc. Noi îi iubim, părinții. Ei sunt aerul, ei sunt barometru în casă. Dacă la ei în casă e bine, la noi, de sute de ori mai bine. Îi așteptăm totdeauna în prag. Îi așteptăm la sărbători, la zile de lucru, când o fi. Știi că iubim mult și mulțumesc mult pentru această surpriză frumoasă. Dumneavoastră îndeosebi sănătate multă și toate clipurile este frumoase care le aduceți oamenilor în casă, continuați să le faceți mai departe. Mulțumesc frumos. De grabă ies și eu în lume, o lecțică că m-a săturat de casă, dar nu mă pierd și acasă fac frumos. Mulțumesc. Frumos. La vieți și puteți să-mi transmite și așa, privire blândă, cuvinte frumoase, tot ce-i frumos aveți, într-un față, frumusețea și gingășia și bunătatea și omenia și, eu știu, creștinătatea noastră sufletească care e. Sunteți sănătoasă. Ia uite, m-ați felicitat și dumneavoastră și pe mine încă reciproc. Foarte, foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult și mă bucur că v-am cunoscut și fetele, să știți că aveți niște fete minunate. Voi descris frumos și o zis că vă rog frumos, doamna Maria, o poezie e veselă. Că să o facem să râdă, că e veselă la noi, dar numai să nu faceți să plângă. Dar eu am spus, eu fac poezie veselă, dar eu oricum ați plângă, că așa-s eu. Noi vă invităm la o cafea la Ocnița. Numai decât. Nu sunteți pe la noi pe aici. În trecere poftim, cu drag vă așteptăm. Vă mulțumesc. La mulți ani și multă sănătate, doamna Aurica. Felicitări încă o dată. Da, la mulți ani. Și să vă bucurați cu nepoței. Aveți 3 nepoței, dar ia ca așa. Ia ca așa. Au trecut și-o două tinerețe, început și nepoței. Da, frumoasă așa sunteți. Ați și a treia tinereță. Tot frumoasă așa să vă văd. La mulți ani, doamna Aurica. Mulțumim încă o dată. Sănătate multă.